Bună seara tuturor, dragii mei! Pacea Domnului și bine ne-am reîntâlnit din nou, unde putem să ne întâlnim cu Cuvântul Lui Dumnezeu la străjerul, de unde Cuvântul Lui Dumnezeu pleacă către casele noastre, către inimile noastre. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru săptămâna aceasta prin care am trecut fiecare dintre noi. Îi mulțumim Lui Dumnezeu că El ne-a purtat de grijă și îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru sabatul acesta. Vă doresc un sabat binecuvântat tuturor, ca Domnul să coboare în casele noastre, prin prezența Duhului Său cel Sfânt, ca El să locuiască în inimile noastre, ca pacea lui Dumnezeu să locuiască peste fiecare dintre voi și peste fiecare casă, dar și voi, dragii mei, să intrați în pacea lui Dumnezeu, în odihna lui Dumnezeu și El să fie alături de fiecare dintre voi. Mă bucur foarte mult că Dumnezeu este un părinte atât de iubitor, atât de drăgălaș se poartă cu noi, precum se poartă o mamă cu copiii săi. Noi nu vedem de multe ori că și chiar dacă trecem prin dificultăți și probleme, Dumnezeu le îngăduie înaintea noastră sau le aduce asupra noastră pentru ca noi să ne schimbăm, ca noi să ne apropiem și să-L vedem mai bine. Vă spun că eu am fost din fire un om puțin mai răzvrătit când eram copil și după aceea când m-am făcut mai mare am urmat aceeași cale a răzvrătirii. Și de fiecare dată când cineva se purta bine cu mine, niciodată nu înțelegeam lucrurile așa cum trebuie. Și Dumnezeu când se purta bine cu mine, nici atunci nu înțelegeam lucrurile așa cum trebuie și nu vroiam să le înțeleg. Dar atâta timp cât Dumnezeu a îngăduit sau a adus asupra mea anumite lucruri pentru a schimba viața, pentru a face ceva în viața mea, atunci l-am înțeles pe Dumnezeu mai bine. Și de aceea că orice lucru este spre binele nostru, spre îndreptarea noastră și spre mântuirea noastră. Înainte de a intra în mesajul nostru din seara aceasta, aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să ne rugăm pentru lista de rugăciune, că este mare, dragii mei. De fiecare dată, după fiecare transmisie, mă sună câte cineva și spune: frate Liviule, vreau și eu, vreau și copiii, vreau și familia. Ba o persoană, ba două, ba trei sună sau trimit mesaje ca să-i trecem să ne rugăm pentru ei. Dragii mei, și eu vreau ca și dumneavoastră să vă rugați pentru mine. Vreau să mă aveți pe lista de rugăciune, că și eu mă rog pentru dumneavoastră, mă rog și pentru lista de rugăciune și fiecare să ne rugăm unii pentru alții înaintea lui Dumnezeu. Este bine să știm că frații se roagă undeva. Este bine să știm că cineva se roagă pentru mine cândva. Și este bine și lucrul acesta mă încurajează. Că cineva mă are pe inimă și se roagă înaintea Lui Dumnezeu. Cineva mijlocește pentru mine înaintea Lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să schimbe viața, ca Dumnezeu să facă ceva din mine. Ca Dumnezeu să poată să lucreze în viața mea pentru a mântui și a mă salva. Și eu mă rog. Mă rog pentru fiecare. Mă rog pentru toți. Mă rog pentru lista noastră de rugăciune. Mă voi pleca pe genunchi, dragii mei, să ne rugăm Bunului Dumnezeu. Și dumneavoastră să mă însoțiți în rugăciune. Părinte bun care ești în ceruri, venim și în seara aceasta înaintea ta la picioare tale, să-ți mulțumim că tu ne iubești, să-ți mulțumim că ești Dumnezeul nostru, să-ți mulțumim că ai fost alături de noi, prin multe lucruri în care ar fi putut să se întâmple multe lucruri rele. Și când am condus și când am lucrat și când am făcut anumite lucruri, tu ne-ai dat înțelepciune și ne-ai păzit. Îți mulțumim prin Domnul Iisus Hristos, îți mulțumim Tată și îți cerem iertare prin sângele și mertele Lui, căci datorită Lui suntem în viață și te rugăm să ne ierți și să ne curățești. Revarsă Duhul Tău cel Sfânt peste noi, ca El să ne dea putere să ne schimbăm, să ne formăm pentru împărăția Ta, ca El să ne dea înțelepciune, ceea ce să vorbim și cum să trăim și cum să te reprezentăm și cum să ducem slavă, cinste și închinare Ție, Domnului Iisus și Duhului Sfânt. Minutează cuvântul Tău din această oră și fă-L ca să fie sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, să aducă rod bogat și în viața mea și în viața celor care ascultă. Te rugăm pentru lista de rugăciune să intervii în viața fiecărui suflet, pentru a-l mântui, pentru a-l salva, să-i rezolvi problemele și nevoile lor, care sunt de vindecare, de serviciu și de multe alte lucruri pe cum găsești tu cu cale. Te rugăm pentru Fetița Maria să intervii în viața ei și în viața familiei, să-i binecuvântezi și să-i ajut să simtă iubirea ta și să faci ceea ce este mai bine pentru ei. Predăm tot în mâna ta și îți mulțumim, fă ca sabatul acesta să fie o desfătare și o bucurie pentru noi, să simțim prezența ta și puterea cuvântului tău care să ne transforme și să ne ducă la înălțimea dorită de tine. Prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt al acestea. Amin. Dragii mei, mare bucurie avem. Mare bucurie că avem un Dumnezeu așa minunat
pentru că putem să ne rugăm. Vă salut și eu pe toți cei care m-au salutat în seara aceasta. Domnul să vă binecuvânteze. Oricum, mâine dimineață o să avem o părtășie împreună cu alții mai mari la școala de sabat în care să ne întâlnim. Vreau să vă spun, dragii mei, că și mâine ne putem întâlni pentru a putea studia lecțiunea împreună unii cu alții din Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că mâine cei care aveți întrebări să spuneți la școala de sabat și vreți să discutăm, avem și un număr de telefon în direct și toți aceia care vor ca să intre în direct, să spună întrebarea în direct, să discutăm în direct lucrurile, poate să sune. Mâine dimineață va fi și pe fiecare zi vom face ca lucrurile să meargă mai bine și prezentările mai bine și la momentul acela vom avea și un număr de telefon și cei care vor să pună în direct sau să discutăm anumite lucruri, voi pune la dispoziție și acest număr, se va auzi și la mine, se va auzi și la dumneavoastră și cu toții vom auzi întrebările care se vor pune în direct, dragii mei. Să intrăm în studiul cuvântului nostru din seara aceasta, căci este o zi de sabat, o zi de binecuvântare, o zi de bucurie și de fericire, datorită Dumnezeului nostru și nu datorită nouă, dragii mei. Noi doar suntem unelte pe care Dumnezeu le folosește în planul și în lucrarea sa cu toți aceia care doresc și cei care nu doresc. Problema este că noi, dacă vrem să fim fericiți, fericirea ține de Dumnezeu și nu de noi. Căci noi, oamenii, nu putem să facem nimic bine și nu știm să fim fericiți dacă Dumnezeu n-ar fi să fie fericit. Vreau să vă spun, înainte când nu cunoșteam pe Dumnezeu și nu aveam această experiență cu Dumnezeu pe care o am acum, mă uitam de fiecare dată, mergeam cu prietenii, beam, fumam, făceam lucruri din acestea, ne distram, venea necazul, venea lipsurile, veneau problemele, ca să mai uităm de ele și să ne fie altcumva la momentul acela, ne apucam iar și beam ca să uităm și când ne trezeam o luar de la început, niciodată nu era fericire. Pentru un moment pare că suntem fericiți, uităm, dăm toate lucrurile acestea peste cap, dar la un moment dat venim la realitate și lucrurile nu sunt. Fără Dumnezeu nu există nimic, dragii mei. Nimic. Deci nimic nu există fără Dumnezeu și nimic nu se poate realiza pentru o durată veșnică și o fericire curată și așa cum trebuie dacă nu este Dumnezeu. Lucrurile acestea care par pe moment că aduc fericire, este o fericire trecătoare, este o bucurie pentru moment, dar lucrurile acestea nu poate să aducă ceea ce aduce Dumnezeu în viața noastră, dragii mei. În seara aceasta, subiectul pe care îl aduc înaintea dumneavoastră, acest subiect s-a născut, în primul rând, din discuțiile și lucrurile care sunt promovate, propagate, aduse înaintea oamenilor, chiar învățați ca oamenii să le primească, să le accepte, să creadă că Dumnezeu este într-un fel și nu este și în celălaltul. În seara aceasta vom vede două părți al Dumnezeu care este același Dumnezeu, doar pentru noi este o părere și o idee că Dumnezeu pentru unii ar fi așa, pentru unii va fi așa. Dar Dumnezeu este unicul în toate situațiile, dragii mei, doar dacă noi alegem partea care ne place și credem noi că ni se potrivește nouă. Al doilea lucru, această prezentare s-a născut din dorința aceasta de a prezenta adevărul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu a pus pe inimă ca lucrul acesta să fie prezentat și adus înaintea dumneavoastră, dacă Dumnezeu are limite. Și în limita aceasta vom vede de ce am pus acest titlu la prezentare din seara aceasta, fiindcă mulți oameni cred că Dumnezeu nu are limită în răbdare, mulți oameni cred că Dumnezeu nu are limită în har, mulți oameni cred că Dumnezeu nu are limită în timpul acesta și nu va nimici pământul, mulți oameni cred că Dumnezeu nu pedepsește, alții cred că pedepsește fără să aibă iubire pentru cel care îl pedepsește, unii îl consideră pe Dumnezeu tiran, unii îl consideră într-un fel sau altul și de aceea lucrul acesta am vrut să-l aduc înaintea noastră. Ce spune Sfânta Scriptură, dragii mei? În seara aceasta vom vede ceea ce Dumnezeu vrea ca să înțelegem cu adevărat cine este Dumnezeu. Fiindcă în amândouă ipostazele Dumnezeu este același. În amândouă situațiile Dumnezeu este același. Doar că Dumnezeu se manifestă în lucruri diferite într-un fel sau altul ca să
ca să poată ajunge la inima noastră, ca să putem să-L înțelegem, ca să putem să fim mântuiți, ca să putem să-L acceptăm pe Dumnezeu. Dumnezeu găsește orice modalitate care să ne facă, să ne trezească conștiința noastră care este tocită, care este amorțită, să facă ceva pentru noi în așa fel încât să vedem drumul pe care trebuie să mergem și hotărârea alea pe care o luăm și tot ceea ce facem în viața noastră, dragii mei, să nu fie o hotărâre inconștientă și trebuie să fie o hotărâre clară, vizibilă și cu dreptul de alegere înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va coborî nici pe cel nelegiuit în locuința morților, nici pe cel credincios în locuința morților, până când el nu va avea această posibilitate să aleagă ceea ce este bine și ceea ce este rău. Dacă vrea să-i slujească lui Dumnezeu sau nu vrea să-i slujească lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu nu va putea niciodată să fie învinuit de lucrul că Dumnezeu este nedrept. Nici de cei care îl consideră pe Dumnezeu că este un criminal și un tiran, nici pe cei care îl consideră pe Dumnezeu că este un Dumnezeu bun, care El nu pedepsește, care El nu face nimic. Am mai amintit odată într-o prezentare de-a mea lucrurile acestea. Dragii mei, eu nu vreau să vin înaintea dumneavoastră și înaintea nimănui, cum fac mulți din idei născocite, din lucruri închipuite și părerile personale. Nu, dragii mei. Eu ceea ce vreau să vin înaintea dumneavoastră și să aduc în seara aceasta doar ce stă scris. Fiindcă lucrurile acestea pe care le studiem și pe care le aduc de mereu înaintea noastră, eu predic de 2 ani Cuvântul lui Dumnezeu pe internet și sunt multe lucruri care se suprapun. Și lucrurile acestea se vor suprapune mereu, fiindcă noi trebuie să le repetăm până le învățăm, fiindcă Cuvântul lui Dumnezeu e același. Nu pot să inventez lucruri noi, fiindcă Dumnezeu ne trimite la lucrurile vechi, la cărările cele vechi, ca noi să cunoaștem cu adevărat voia lui Dumnezeu. Și Sfânta Scriptură, am citit-o nu știu de câte ori. Și de fiecare dată când mă întorc și o iau din nou la citit, întreb soția de multe ori mirat și îi zic, dar aici nu scrie, ea arată Scriptura ta, Biblia, să vedem, poate asta e modificată, nu-i bine, căutăm și pe telefon, căutăm și în alta, avem și mai veche. Și zic, nu se poate de 20 și ceva de ani să studiez Cuvântul lui Dumnezeu și să nu găsesc lucrul ăsta și să nu-mi dau seama, fiindcă aici a scris lucrul acesta. De aceea, dragii mei, chiar dacă cunoaștem, ele sunt bine renoite, fiindcă de multe ori nu s-au întipărit în mintea noastră și Dumnezeu vrea să le întipărească pentru a ne pregăti. Că poate cândva odată cuvântul acela care ni s-a spus nu l-a luat în seamă, nu i-am dat valoare, n-a făcut nimic pentru noi, dar într-o bună zi ne poate trezi. Mulți ani de zile, mă scuzați, au trecut peste un cuvânt pe care pe mine m-a trezit ca să mă întorc la Dumnezeu cu adevărat. Și niciodată nu i-am dat importanță, n-a avut valoare pentru mine, n-a avut efect în viața noastră și nimic, în viața mea și nimic nu s-a întâmplat. Dar într-o bună zi, lucrul acela m-a pus pe gânduri și a trebuit să fac altceva. Haideți să vedem, dragii mei, în seara aceasta, dacă Dumnezeu are limite. Dacă Dumnezeu are limite, dacă Dumnezeu pedepsește, dacă Dumnezeu hotărăște închiderea unui har, dacă Dumnezeu are o limită în răbdarea Lui, în bunătatea Lui, nu că s-a terminat bunătatea Lui, nu că s-ar termina răbdarea Lui Dumnezeu, nu că Dumnezeu ar putea să devină dintr-o dată dintr-un Dumnezeu iubitor, bun, îndelung răbdător, unul nerăbdător sau tiran. Nu, dragii mei. Să vedem din ce cauză Dumnezeu îngăduie ca răbdarea Lui să aibă o limită și un timp bine stabilit, bunătatea Lui la fel. Pentru noi vorbim în istoria păcatului, căci bunătatea lui Dumnezeu va continua pentru totdeauna. Bunătatea lui Dumnezeu nu se va termina niciodată. Dragii mei, în problema păcatului spune că înainte de a cade omul în păcat, nu era timpul. Ca acum a socotit. Înțelegeți dumneavoastră doar că Dumnezeu rânduise zilele acestea pentru ca omul să se întâlnească, să se închine cu Dumnezeu, dar nu era ca acum cu ceasul și cu timpul acestea, cu orele pe care le avem. După căderea în păcat, lucrurile s-au schimbat. Până în căderea în păcat nu erau anotimpurile cum sunt acum. Era doar un timp care era prielnic, în care omul trăia bine, fericit și era înaintea lui Dumnezeu și pe pământul pe care l-a creat Dumnezeu. Același lucru Dumnezeu pune niște limite, niște hotare, niște granițe bine stabilite în toate lucrurile, fie bunătate, fie răbdare,
fie și așa mai departe. Și să vedem ce spune Dumnezeu de ce. Haideți să înțelegem mai bine, să o luăm de la început, să vedem de ce Dumnezeu face lucrurile acestea. În primul rând, de ce credem că Dumnezeu nu pedepsește? De ce credem că Dumnezeu lasă ca cine... De exemplu, discutam cu cineva de curând și spunea așa: Dumnezeu niciodată nu pedepsește datorită păcatului pe care tu îl faci. Dumnezeu se retrage și în momentul acela pedeapsa nu vine de la Dumnezeu și pedeapsa vine din altă parte. Chiar lucrurile acestea l-am auzit și la radio nostru care spunea lucrurile acestea și lucrul acesta m-a îngrozit. Și să vedem dacă este adevărat, fiindcă de multe ori Dumnezeu face lucrul ăsta direct sau indirect, dragii mei, sau indirect. Și de aceea vreau să aduc toate aceste lucruri, să vedem dacă Dumnezeu are limite în toate aceste lucruri. Și haideți să deschidem Sfânta Scriptură în seara aceasta, în Ezechiel 6, cu 2, dragii mei, să vedem ce spune. Ce spune așa: Fiul omului, întoarce-ți fața spre munții lui Israel, prorocește împotriva lor. Munții lui Israel, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către munți și dealuri, către văgăuni și voi. Iată, voi aduce sabia împotriva voastră și voi nimici înălțimile. Dragii mei, spune cumva Dumnezeu aici, citiți dumneavoastră în Ezechiel 6:3, dacă cumva spune Dumnezeu aici că eu mă voi retrage și tu după aceea vei vede tu ce vei face și ceea ce se va întâmpla cu tine, că este ideea ta și părerea ta e altă treabă. Dar Domnul Dumnezeu spune: Fiul omului, prorocește împotriva, dragii mei, împotriva unui popor, împotriva unei țări, împotriva unei nelegiuiri. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu. Și spune: iată, voi aduce sabia împotriva noastră, voastră și voi nimici înălțimile. Dragii mei, Dumnezeu nu spune că eu mă voi retrage și după aceea vei vede tu ce vei face din ceea ce ai făcut. În Ezechiel 11:4 spune așa: altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voștri vor fi închinați soarelui, vor fi fărmați. Și voi face ca morții voștri să cadă înaintea idolilor voștri. Cine va face, dragii mei, să cadă? Cine va face să facă lucrul acesta? De aceea prorocește împotriva lor, prorocește Fiul omului. Cine îi zice lui Ezechiel, dragii mei, să prorocească? Al cui este cuvântul pe care îl prorocește Fiul omului? Este cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe să vedem ce spune cuvântul Dumnezeu. Ezechiel 11:5. Și spune Ezechiel așa: atunci Duhul Domnului a căzut peste mine și mi-a zis, spune. Aici este o altă idee în care nu vom intra în seara aceasta, că mulți oameni zic că este Duhul lui Dumnezeu, suflarea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Am mai discutat-o și o să discutăm și în alte dăți. Aici spune că a căzut Duhul Domnului peste mine, la fel cum era Fiul Domnului, de Domnul Iisus, care era tot o persoană și zice, spune! Duhul Domnului zice, spune! Așa vorbește Domnul, astfel vorbiți casa lui Israel. Și ce vă vine în gând? Știu foarte bine! Deci vedeți noastră, în primul rând Dumnezeu spune, prorocește că voi aduce o nenorocire. Al doilea spune că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, a venit peste el și i-a spus, spune. Și Dumnezeu știe când noi vorbim, noi știe ca persoană, ca familie, ca biserică, ceea ce avem noi în gând. Dumnezeu știe foarte bine ceea ce vom vorbi. Dumnezeu știe foarte bine ceea ce vom face. Dumnezeu știe toate aceste lucruri mai dinainte. În 6 spune așa, în versetul 6 spune, ați făcut o mulțime de omoruri în cetatea aceasta și ați umplut ulițele cu cei uciși.
De aceea așa vorbește Domnul în Ezechiel 11 cu 7. Domnul Dumnezeu, morții voștri pe care i-ați întins în mijlocul cetății, acestea sunt carnea și este cazanul, dar voi veți fi scoși afară din ea. În Ezechiel 11 cu 8 spune așa, vă temeți de sabie? Dumnezeu pune o întrebare. Vă temeți de sabie? Dacă vă temeți de sabie, de ce păcătuiți? Dacă vă temeți de sabie, ne pune Dumnezeu o întrebare. De ce faceți lucrurile acestea? De ce ucideți? De ce furați? De ce mințiți? De ce trăiți în prea curvie? De ce călcați sabatele mele? De ce poruncile mele nu au valoare în ochii voștri? De ce voi nu vreți să ascultați de mine? Și auziți ce spune Dumnezeu mai departe? Vă temeți de sabie? Dar eu voi aduce sabia peste voi, zice Domnul Dumnezeu. Cine aduce sabia peste noi dacă noi nu ascultăm de Dumnezeu? Cine este cel ce ne pedepsește dacă noi nu ascultăm de Dumnezeu? Cine este cel ce face aceste lucruri împotriva noastră când noi suntem călcători ai legii, când noi suntem urători de Dumnezeu, când noi suntem urători de fapte bune, când noi iubim păcatul și faptele rele și noi trăim în felul acesta fără Dumnezeu? Cine le aduce, dragii mei? Și vom vedea dacă Dumnezeu are limite mai departe. Dar am adus aceste lucruri să înțelegem de ce Dumnezeu are limite cu un om, de ce Dumnezeu are limite cu o națiune, de ce Dumnezeu are limite cu popoarele, de ce Dumnezeu are limite cu lumea aceasta, de ce bunătatea lui Dumnezeu în contextul păcatului se va sfârși, de ce răbdarea lui Dumnezeu în contextul păcatului se va sfârși. Vom vedea lucrurile acestea. Căci noi nu le înțelegem de multe ori, căci datorită păcatului nostru, Dumnezeu va trebui să pună capăt și să oprească toate aceste lucruri pe care noi le iubim, pe care noi trăim în ele, pe care noi ne-am legat de ele. În versetul 9 spune așa, vă voi scoate din cetatea aceasta, vă voi da în mâinile străinilor și voi împlini judecățile mele împotriva voastră. Ale cui judecăți, dragii mei? Cine poate să facă ceva împotriva copiilor lui Dumnezeu sau împotriva unui om pe pământul acesta, fără ca Dumnezeu să nu-și dea acordul, fără ca Dumnezeu să nu aprobe lucrul acesta? Nimeni nu va putea, nimeni nu este puternic ca Dumnezeul nostru sau mai puternic ca Dumnezeu pe pământul acesta. Nici satana nu are puterea lui Dumnezeu, fiindcă satana e o creatură înzestrată cu o putere mai specială decât noi, fiindcă noi oamenii suntem făcuți după chipul Dumnezeu din țărna pământului, dar satana este și el făcut după chipul Dumnezeu, dar este prin porunca lui Dumnezeu, care Dumnezeu l-a adus la existență și i-a dat o putere ca să fie înger și să-și facă lucrarea pe care trebuie. Fiecare și are rolul lor în planul și în lucrarea lui Dumnezeu. Și de aceea nimeni nu va putea să facă decât Dumnezeu spune și voi împlini judecățile mele împotriva voastră, spune Dumnezeu. Mai departe spune așa, fiul omului, iată casa lui Israel zice, vedenile pe care le are el nu sunt aproape să se împlinească și prorocește pentru vremuri depărtate. Ezechiel 12 cu 27. Deci vedeți dumneavoastră, de ce de multe ori îl considerăm pe Dumnezeu tiran? De ce îl considerăm pe Dumnezeu că nu ne iubește sau îl considerăm pe Dumnezeu că ne iubește și nu pedepsește? Fiindcă Dumnezeu a transmis un mesaj, fiindcă vedenile, mesajele, spiritul profeției pe care Dumnezeu l-a trimis, avertizările, sfaturile, mărturiile, mustrările și tot ce ceea ne trimis Dumnezeu, noi nu vrem să luăm aminte la ele și noi spunem nu se vor împlini acum și se vor împlini mai târziu, în vremuri îndepărtate, nu în timpul vieții noastre. Și am auzit mulți creștini care spun, nu pe timpul meu se va împlini lucrul acesta, poate pe timpul copiilor mei sau copiilor copiilor mei, dar Dumnezeu nu va veni acum. Și când Dumnezeu și aduce la îndeplinire
anumite lucruri care noi nu am ascultat de El, din cauza că noi nu i-am dat crezare lui Dumnezeu și n-am fost de acord cu ceea ce a spus Dumnezeu și am amânat cuvântul lui Dumnezeu pentru alte dăți și pentru alte lucruri pe care noi le-am pus prioritare înaintea noastră și înaintea lui Dumnezeu. Și în momentul când vin peste noi, ne ia prin surprindere și noi credem că Dumnezeu e tiran. Sau noi credem că nu de la Dumnezeu vin lucrurile acestea, că ele vin din altă parte. Ce poate să vină pe pământul acesta fără acordul lui Dumnezeu? Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură că nici o vrabie nu cade de pe gard fără ca Dumnezeu să țină cont de ea. Nici un fir din părul capului nu cade, fiindcă Dumnezeu numără toți firii perii capului, dragii mei, și ține cont de unul dacă cade jos. Dar cum poate să se întâmple ceva pe pământul acesta mai mare decât o vrabie sau mai mult decât un păr din cap ca Dumnezeu să nu țină cont de el și Dumnezeu să nu-l aibă sub stăpânire? Doar că Dumnezeu îi dă drumul ca să ajungă acolo unde trebuie, dragii mei. De aceea spune-le, zice Domnul Dumnezeu, așa vorbește El, nu va mai fi zăbavă în împlinirea cuvintelor mele, ci cuvântul pe care îl voi rosti se va împlini, zice Domnul Dumnezeu. Dumnezeu trage un semnal de alarmă, căci în curând tot ceea ce Dumnezeu a vorbit, tot ceea ce Dumnezeu a prorocit, toate vedeniile, toate prorociile, toate mărturiile, toate lucrările Spiritului profeției care Dumnezeu ni le-a dat, dacă noi spunem că nu sunt pentru noi și sunt pentru alții, Dumnezeu vine și spune astăzi mie și ține, e dragul meu ascultător, și spune așa, vorbește-le, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, că zăbavă nu va fi. În împlinirea cuvintelor mele, ci cuvântul pe care îl voi rosti, se va împlini, zice Domnul Dumnezeu. Și momentul acela, pentru mine și pentru tine, va cade rău și vom crede că Dumnezeu nu El aduce și aduce altcineva, căci Dumnezeu iubește sau Dumnezeu pedepsește atât de mult încât nu se poate să se vadă iubirea lui Dumnezeu. Dar nu Dumnezeu este de vină, căci Dumnezeu este în amândouă ipostazele. Este iubitor, dar este și drept Dumnezeu. El este Cel care face toate aceste lucruri fără de care noi să ne dăm seama. El este Cel care lucrează în felul acesta. Nu Dumnezeu este vinovat, ci noi suntem cei care suntem vinovați într-un fel sau altul. Să mergem mai departe. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel în Ezechiel 13:1. Deci nimic din ce este în Sfânta Scriptură nu este scris de la om, ci este scris de la Dumnezeu. Chiar dacă undeva în Sfânta Scriptură, cum spune Apostolul Pavel, nu este de la Domnul și eu vă spun, dar eu vreau să vă spun, dragii mei, că chiar dacă nu îi spusese Domnul și a zis el, el a vorbit în conformitate cu voia lui Dumnezeu și atâta timp cât a fost voia lui Dumnezeu în cuvântul acela, tot Dumnezeu a spus acolo lucrurile acelea, fiindcă dacă nu s-ar fi spus lucrul acesta de la Dumnezeu, Dumnezeu n-ar fi îngăduit ca el să ajungă în Sfânta Scriptură. Să mergem mai departe. În Ezechiel 13:2 spune așa, Fiul omului prorocește împotriva prorocilor lui Israel, care prorocește și spune celor ce prorocesc după gustul inimilor, ascultați cuvântul Domnului. Deci vedeți, în primul rând, Dumnezeu face o avertizare și îl însărcinează pe un slujitor al său, pe un fiul al omului, pe un om ca și noi, care Dumnezeu îl are la dispoziție și este pregătit și s-a sfințit ca să transmită mesajul lui Dumnezeu, ca să prorocească, adică ca să transmită un mesaj, să trimită o avertizare împotriva unui popor, împotriva unei persoane, împotriva unei națiuni, împotriva întregului pământ. Și Dumnezeu spune-le celor ce prorocesc, adică spune-le celor ce transmit minciuni, celor ce aduc sfaturi, păreri, idei, mesaje care nu au nimic de a face cu Dumnezeu și ele nu vin din partea lui Dumnezeu. În versetul 3 spune așa, așa vorbește Domnul Dumnezeu, vai de prorocii fără minte, care umblă după Duhul lor și nu văd nimic.
Păi cum se poate, dragul meu, ascultător în seara aceasta, să crezi într-o bună zi? Căci Dumnezeu este Cel care nu mai are răbdare și Dumnezeu nu mai are bunătate. Când tu mergi după ceea ce vrei tu, tu asculți de prorocii fără minte, tu asculți de cei ce propovăduiesc împotriva lui Dumnezeu și adevărul Dumnezeu, cei care umblă după duhurile lor și nu după Duhul lui Dumnezeu, după care nu văd ceea ce spune Dumnezeu și umbli după ceea ce vrei tu să vezi și nu după ceea ce vrea Dumnezeu să-ți deschidă ochii și să vezi. Și după aceea spui că bunătatea lui Dumnezeu nu se poate termina sau răbdarea lui Dumnezeu. Se poate termina pentru tine care trăiești în păcat, pentru tine care umbli în nesocotință față de Dumnezeu. Și Dumnezeu când va pedepsi păcatul, te va pedepsi împreună cu El. Și judecata când vine, vine însuși de la Dumnezeu cu acordul și cu aprobarea lui Dumnezeu. Mai departe spune așa, prorocii tăi Israele sunt ca niște șacali în mijlocul dărâmăturilor. Voi nu v-ați suit înaintea spărturilor, n-ați înconjurat cu un zid casa lui Israel ca să rămâneți tari în luptă în ziua Domnului. Ezechiel 13:5. Deci vedeți dumneavoastră ce fac prorocii poporului lui Dumnezeu, prorocii din bisericile celelalte, prorocii din lumea aceasta. Ei sunt ca niște șacali în mijlocul dărâmăturilor, fiindcă acolo unde este dărâmătură, în cetate, în casă, dacă gardul este rupt, dacă prejmuirea credinței tale, credința ta are spărturi și nu este stabilă și continuă către Dumnezeu, acești proroci sunt ca niște șacali care te atacă. Ei săsuie, spune Domnul, înaintea spărturilor. Și de aceea spune Dumnezeu că în loc să îngrijească de oameni, de credincioși, de poporul pe care îl are în stăpânire, pe care îi pretind că l-au în stăpânire, în momentul acela spune Dumnezeu că El nu poate să mai aibă răbdare. Dumnezeu nu poate să mai aibă iubire față de omul acela și dragoste de omul acela. Fiindcă un om care predică adevărul lui Dumnezeu sau pretinde că predică adevărul lui Dumnezeu și dacă spune minciuni să-l abată de la calea lui Dumnezeu, Dumnezeu este îndreptățit, nu că este ucigaș. Și Dumnezeu este îndreptățit să-l nimicească pe omul acela și să aducă pedeapsa asupra lui doar dintr-un singur fel. Fiindcă Dumnezeu, dacă nu ar opri păcatul cu omul acela, Dumnezeu ar pierde mai multe suflete care ar merge după el și sufletele acelea nu l-ar căuta pe Dumnezeu. De aceea și în Vechiul Testament, când Dumnezeu nimicea popoarele din prejurul, poporul Israel, nu-i nimicea că ar vrea să-i nimicească, dar oamenii aceia făceau crime, oamenii aceia ardeau copii în foc, oamenii aceia făceau tot felul de lucruri înaintea lui Dumnezeu și nu era de ajuns că făceau doar înaintea lui Dumnezeu, dar comiteau păcate și cu popoarele din jur. Au atras pe poporul Israel de atâtea ori, l-au făcut pe poporul Israel ca să se închine la Dumnezei străini și să-L uite pe Dumnezeu. A făcut ca și poporul lui Dumnezeu, poporul Israel să-și dea copiii prin foc, a făcut ca și ei să aducă închinări și jertfe zeiței cerului și crăiesei și așa mai departe și soarelui și așa mai departe. Deci vedeți dumneavoastră, dragii mei, de aceea Dumnezeu are o limită în anumite lucruri pentru unii oameni, pentru unele popoare, chiar pentru o biserică, chiar și pentru poporul său, Israel, pe care Dumnezeu l-a ales, l-a scos din Egipt, i-a dat niște rânduieli, niște legi, i-a făcut poporul său și el era Dumnezeul lor. Dumnezeu a avut o limită până când la moartea lui Ștefan a spus, de aici încolo, voi nu mai sunteți poporul meu favorit, eu nu mai sunt Dumnezeul vostru personal. Ca popor, că poporul acesta, după aceea mântuirea personală, și fiecare care vrea să se întoarcă la Dumnezeu o poate face și are calea liberă și accesul liber până când Domnul Iisus Hristos va mai zăbovi în Sfânta Sfintelor, în Sanctuarul din Ceruri. Deci vedeți dumneavoastră, dragii mei, de ce aduc aceste lucruri înaintea noastră să înțelegem mai bine. Scuzați-mă. Mai departe să vedem ce spune Dumnezeu. Vedeniile lor sunt înșelătoare și prorociile lor mincinoase. Ei zic,
Așa vorbește Domnul. Deci cum poate Dumnezeu să aibă răbdare cu un om care îl minte pe om și îl minte pe Dumnezeu și îl face pe Dumnezeu mincinos înaintea unui om care poate să fie mântuit? Când un om vine și ia lucrarea lui Satana și o pune pe seama lui Dumnezeu, sau ia lucrarea lui Dumnezeu și o pune pe seama lui Satana, cum poți, dragul meu, ca om, cum te-ai simți să știi că cineva a furat și tu să fii în locul, să fii pus în locul lui, că tu ești cel care ai furat și tu n-ai făcut lucrul acela? Sau cineva a comis o crimă și cineva să ia crima aceea, să o pună în spatele tău? Cum te-ai simți ca om? Cum se simte el, Dumnezeu, când niște creaturi, niște făpturi din țărâna pământului, pe care Dumnezeu le-a creat cu dragoste, le-a dat viață, a pus Duhul Său în ele, Duh de viață, puterea dădătoare de viață de la El, ca să-L facă un suflet viu și să stea înaintea lui Dumnezeu, ca să se bucure Dumnezeu de El și El de Dumnezeul Său și să-I aducă slavă lui Dumnezeu. Și această creatură se răscoală împotriva lui Dumnezeu, îl minte pe Dumnezeu, îl nesocotește, îl necinstește și mai minte și pe alții ca să creadă minciunile neadevărate despre Dumnezeu și despre caracterul Său. Și de aceea Dumnezeu spune, vederile lor sunt înșelătoare, prorocii mincinoase. Când Dumnezeu spune că eu voi pedepsi, voi aduce sfârșitul peste orice națiune și orice popor. Și vin alții și spun, nu, că toate aceste lucruri se va întâmpla, s-au întâmplat dintotdeauna și se vor mai întâmpla. Dumnezeu nu pedepsește, căci Dumnezeu este un Dumnezeu bun, că Dumnezeu primește toate lucrurile așa și El nu are treabă cu nimeni. Și uite așa, dragii mei, acești văzători, acești proroci, acești profeți mincinoși. Și acum eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, are Dumnezeu limită? Hai să vă mai dau un exemplu, ca să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu. Dacă dumneavoastră, dragii mei, aveți în vizită, în casa dumneavoastră, o persoană. Și persoana aceea, hai să nu zicem că vine în vizită, doar în vizită, vine pentru o perioadă să locuiască la dumneavoastră în casă. Sau putem să rămânem și la vizită. În momentul în care el vine în vizită la dumneavoastră, omul acesta trebuie să se conformeze regulilor casei și instrucțiunilor care le are în casă, sau trebuie ca el să vă facă dumneavoastră reguli în casă? Câți dintre dumneavoastră, dragii mei, ați avea cu omul acesta răbdare atât de mare și să ascultați în casa dumneavoastră de ceea ce spune el și nu de ceea ce spune dumneavoastră să asculte el? Să zic că la un moment dat voi nu mai dormiți aici, voi dormi eu în locul acesta. Sau să zic că până la urmă, un lucru pe care îl voi zice în seara aceasta, cam așa se întâmplă noi de multe ori cu Dumnezeu, căci Dumnezeu spune, a scurvit cu alți Dumnezei. Când eu te-am luat ca o fecioară, care eu te-am îngrijit, care eu te-am adoptat, care eu m-am logodit cu tine, te-ai dezvelit înaintea altora și ți-ai arătat goliciunea. Ce-ar fi să vină unul în casă la tine și să spună la un moment dat, tu nu mai ai dreptul la soție sau la soț, tu dormi singur și voi dormi eu cu soția ta în cameră sau cu soțul tău. Cum v-ați simți, dragii mei? Unde ar fi răbdarea dumneavoastră și să ai bunătate și să vezi ce face ăla în casa ta și cum se comportă cu familia ta? Asta nu ține de demnitate, de bunătate, și asta ține de demnitate, ține de morală, ține de caracter, ține de statutul tău ca persoană. În felul acesta este și Dumnezeu, ca să-L înțelegem mai bine. Și Dumnezeu spune la un moment dat, așa vorbește Domnul, măcar că nu i-am trimis și fac pe oameni să tragă nădejde, că se va împlini cuvântul lor și nu cuvântul lui Dumnezeu. Și mulți proroci prorocesc minciuni și spun Dumnezeu nu pedepsește. Și acum oamenii trag nădejde și așteaptă ca cuvântul lor să se împlinească și nu cuvântul lui Dumnezeu. Că nu Dumnezeu aduce sfârșitul și sfârșitul va aduce nu știu cine și nu știu cum. Și aceste vedenii înșelătoare ale celor proroci mincinoși
Îi fac pe oameni să tragă nădejde, nu de ceea ce spune Dumnezeu, și de ceea ce spun oamenii, și de ceea ce gândesc oamenii, și de ceea ce răstălmăcesc oamenii și aduc înaintea altor oameni. Mai departe spune Dumnezeu în Ezechiel 13 cu 17, spune așa: iar tu, fiul omului, întoarceți privirile împotriva fiicei poporului tău, care prorocesc după gustul inimilor și prorocește împotriva lor, spune Dumnezeu. Deci vedeți de ce Dumnezeu are o limită cu păcatul? Fiindcă păcatul acesta se dezvoltă într-una și noi, ca promotori ai păcatului, îi ducem și pe alții în încurcătură, în întuneric, în necredință, în apostazie, în lepădare de Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune că i-a vorbit din nou lui Ezechia în 21 cu 1 și în 21 cu 2 spune așa: fiul omului, întoarceți fața spre Ierusalim și vorbește împotriva lucrurilor sfinte, prorocește împotriva țării lui Israel. Dacă bunul Dumnezeu, care a ridicat un popor, care a ridicat o națiune, care l-a ridicat și l-a făcut cel mai dintre toate popoarele de pe pământ, Dumnezeu a îngăduit să se facă un locaș unde să fie chemat numele lui Dumnezeu, unde casa lui Dumnezeu să fie chemată casă de rugăciune, unde prezența lui să fie acolo cu poporul acesta și Dumnezeu să vorbească prin slujitorii săi, poporul său. Și Dumnezeu la un moment dat are o limită cu lucrurile sfinte care simbolizau și erau chipul după templul din ceruri, după asemănarea pe care i-a dat-o lui Moise să o facă, dragii mei. Și Dumnezeu spune: vorbește împotriva lucrurilor sfinte, prorocește împotriva țării lui Israel și spune țării lui Israel: așa vorbește Domnul, iată am necaz pe tine, îmi voi trage sabia din teacă și voi nimici cu desăvârșire în mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău. Dar eu vreau să vă spun, dragii mei, că acolo când Dumnezeu se referă pe cel neprihănit și pe cel rău, Dumnezeu spune că El când va nimici, Dumnezeu va nimici pe cel ce se crede neprihănit și pe cel ce se crede că este rău și nu vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Și mai departe spune: și tu, fiul omului, prorocește și bate din mâini, loviturile săbiei să fie îndoite, întreite, este sabie de măcel, sabia măcelului celui mare, care îi urmărește din toate părțile. Dragii mei, eu nu-L văd pe un Dumnezeu rău, un Dumnezeu rău. Eu nu-L văd pe un Dumnezeu, pe Dumnezeul nostru cu două fețe, că într-o parte ar fi bun, că într-o parte ar fi nu știm care se potrivește. Ce caracterizare să-i dăm lui Dumnezeu? În ce categorie să-L băgăm? Între cei mojici și tirani? Între cel bun și blând și care stă precum o icoană și nu face nimănui nimic? Cu păcatul nu se joacă și Dumnezeu nu se joacă. Și cu cel ce iubește păcatul, Dumnezeu nu se joacă. Dumnezeu are o limită. Dumnezeu are o răbdare care se sfârșește și pentru unul și pentru celălaltul. Când Dumnezeu întrage avertizare de ani de zile, când Dumnezeu se roagă, când Dumnezeu strigă către mine, când Dumnezeu îmi trimite mesaje, avertizări, când își pune masa înaintea mea, când îmi unge capul cu un de lemn, când mă poartă pe brațele sale, când mi-arată iubirea veșnică de departe, când mi-o pune în față, când El a murit pentru mine și a coborât pe pământul acesta, când El s-a lăsat bajocorit și a dat viața și sângele său a curs și trupul său a fost frânt pentru mine și pentru tine. Oare dacă nici aici nu-L văd pe Dumnezeu, atunci cum poate Dumnezeu să îngăduie păcatul în viața mea? Și Dumnezeu spune că ca să arunc groază în inimă, ca să înmulțesc pe cei loviți. De aceea am tras sabia, amenințându-i din toate părțile lor. Vai, e făcută să fulgere și ascuțită pentru măcel. Și auziți ce spune în Ezechiel 30 cu 1, dragii mei. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu știu câți dintre noi înțelegem lucrul acesta, căci cuvântul Domnului a vorbit și nimeni altcineva n-a vorbit. Și Dumnezeu a poruncit și oamenii n-au vorbit de la ei și au vorbit mânați de Duhul Sfânt sau însuși
Tatăl sau Fiul le-a vorbit direct. Fiul omului prorocește și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, văitați-vă nenorocită zi! Fiindcă vine o zi nenorocită, când harul lui Dumnezeu se încheie, când mila lui Dumnezeu are o limită, când bunătatea lui Dumnezeu are o limită, când răbdarea lui Dumnezeu are o limită, când așteptarea lui Dumnezeu are o limită pentru fiecare om de pe pământul acesta, că se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, ne spune Domnul Dumnezeu, și aceea zi întunecoasă, aceasta va fi vremea neamurilor. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, Ezechiel 34:1. N-am auzit niciodată în Sfânta Scriptură să spună cineva, eu prorocesc, zic eu de la mine că vreau eu, și cuvântul Domnului mi-a vorbit. Fiul omului prorocește împotriva păstorilor sufletești a lui Israel. Prorocește și spune-le păstorilor, așa vorbește Domnul Dumnezeu, vai de păstorii lui Israel, care se pas pe ei înșiși. Nu trebuie păstorii să pască turma. De multe ori se supără unii oameni sau unii frați din biserică și spune, ai ceva împotriva pastorilor? Ai ceva împotriva conducătorilor? Îi urăști? Dar ce-ai cu ei că sunt unșii Domnului? Dar nu vorbesc de la mine. Eu nu am nimic nici împotriva păstorului, nici împotriva conducătorului. Dar Dumnezeu trage un semnal de alarmă că Dumnezeu are ceva împotriva lor, că-și bunătatea lui Dumnezeu se termină dacă ei continuă pe calea lor, că-și răbdarea lui Dumnezeu, că-și îndelungă răbdarea lui Dumnezeu se termină pentru ei care nu păstoresc, care nu paște pe poporul Dumnezeu, care nu fac ceea ce trebuie să facă, fiindcă și-au luat o răspundere și o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu include toate categoriile aici. Eu nu vorbesc în seara aceasta despre păstori și eu vorbesc despre ceea ce spune Dumnezeu. Vorbește și împotriva celui de sus și împotriva celui de jos. Dumnezeu vorbește de la cel mai mare până la cel mai mic, căci Dumnezeu într-o zi va avea o zi de răzbunare împotriva oricărui suflet de pe pământul acesta. Și Dumnezeu spune prima dată, mergi și nimicește și începe de la altarul meu, de la casa mea, de la templul meu. Începe cu bătrân, cu proroc, cu profet, cu preot și așa mai departe. Și de acolo să înceapă lucrurile acestea. Deci Dumnezeu va începe cu judecata. Dumnezeu are o răbdare care se termină pentru cel ce calcă în picioare pe Dumnezeu. Se termină cu cel ce calcă în picioare dreptul celui care Dumnezeu l-a dat la mântuire și îl trimite pe om pe altă cale decât pe calea trebuie care să meargă înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea de multe ori de mincinoși ce suntem, noi spunem că Dumnezeu nu pedepsește, că Dumnezeu este bun. Sau de multe ori de mincinoși ce suntem, spunem că Dumnezeu e tiran și Dumnezeu nu are iubire în ceea ce face, căci de aceea Dumnezeu nimicește, că în El nu se găsește bunătate, nu se găsește dragoste, nu se găsește iubire, că El, Lui nu-i pasă de noi. Deci vedeți, dragii mei, ce vrea Dumnezeu să ne spună în seara aceasta? Și Dumnezeu spune mai departe, auziți ce spune împotriva noastră tuturor, voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lână, tăiați ce e gras, dar nu pașteți oile. Auziți ce spune Dumnezeu? Deci noi trăim bine, noi avem tot ce ne trebuie, dar nu ne pasă de salvare de suflete, nu ne pasă de cel ce trăiește în păcat. Îl mințim, îi spunem ceea ce îi spunem, doar ca să avem ceva după urma lui. Mai departe Dumnezeu spune în Ezechiel 34:4, spune așa, nu întăriți pe cele slabe, nu vindecați pe cea bolnavă, nu legați pe cea rănită, n-aduceți înapoi pe cea rătăcită, nu căutați pe cea pierdută, ci le stăpâniți cu asuprire și cu asprime. Dumnezeu cum poate să aibă răbdare când eu m-am înrolat în lucrarea lui Dumnezeu, când eu am luat numele lui Dumnezeu, când eu mi-am luat dreptul de profet al lui Dumnezeu și când eu mi-am asumat responsabilitatea că voi fi participant și conlucrător cu Dumnezeu în salvarea de suflete și pe mine nu mă interesează de cel ce nu cunoaște adevărul, pe mine nu mă interesează de cel ce este slab și nu vrea să se ridice să meargă pe calea cea dreaptă.
Noi nu-i vindecăm pe cei care au inima zdrobită și este plină de păcat și nu este vindecată înaintea lui Dumnezeu. Nu-i legăm pe cei răniți într-un fel sau altul de păcat și de diavol. Noi nu-i aducem înapoi la Dumnezeu pe cei ce diavolul i-a furat din moștenirea lui Dumnezeu. Noi nu căutăm pe aceia care nu cunosc adevărul. Sau în biserică, când îi aducem pe oameni, îi avem ca banul pierdut, care stă acolo și nu ne interesează de ei. Și în loc să învățăm calea cea dreaptă, îi asuprim, îi mințim, facem orice lucru împotriva lor, numai ca să stoarcem de la ei ceva și să ne simțim noi bine. Discutam cu cineva astăzi, un frate care este prezbiter, și vreau să vă spun, dragii mei, lucrurile despre cum se strâng de multe ori darurile Dumnezeu și lucrurile Dumnezeu. Și de fiecare dată când se strâng darurile și se citește înaintea poporului Dumnezeu, s-a ajuns de multe ori ca în vechime, ca să-l stăpânești pe om precum cum ne stăpânește pe noi lumea aceasta. În aceste timpuri vrea să ne stăpânească prin teamă și supunere. COVID-ul, pune masca, stai la distanță, nu vorbi, nu te apropia, nu te atinge, nu face nimic, nu aia, nu aia, nu cealaltă. De multe ori se spune că de cei ce sunt păstori, care ar trebui să facă aceste vindecări, și când să citesc pentru daruri și alte lucruri care se aduc înaintea lui Dumnezeu, dacă nu dai, nu mai primești binecuvântare, ești blestemat, ești nenorocit, ești așa, nu ai să vezi mântuire, n-ai să... Domnule, parcă toate lucrurile sunt cu asuprire și cu asprime pentru a stoarce, nu pentru a da dar de bunăvoie înaintea lui Dumnezeu și tot ceea ce trebuie dat înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, dragii mei, astfelele s-au risipit, pentru că nu au păstor. Au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului și s-au risipit. De aceea copiii lui Dumnezeu, de aceea poporul lui Dumnezeu, de aceea credincioșii, ei sunt prada fiarelor, prorocilor mincinoși, învățăturilor false, mizeriilor care sunt în lumea aceasta, din cauză căci nu a fost hrană, fiindcă ei au fost asupriți și aspriți de cei ce nu trebuia. Și eu acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, poate Dumnezeu să aibă răbdare? Poți tu să ai răbdare? Să-ți dau un exemplu, să ai un copilaș de 10-15 ani și să-l vezi pe un nenorocit care vine să-ți violeze fata și tu să privești către copilul tău cum este violat sau este omorât și să nu stai nimic ca și tu decât să-ți manifesti iubirea de omul acela și să nu intervii în a salva copilul. Oare Dumnezeu poate să nu intervină în privința celor care asupresc, în privința celor care violează dreptul la mântuirea celor care Dumnezeu le-a dat în libertate? Fie că e conducător de biserică, fie că e conducător de țară, fie că e ce-o fi el pe pământul acesta. Și după aceea aruncăm toate aceste nenorociri, căci Dumnezeu nu e drept, dar noi suntem foarte drept, dragii mei. Noi nu avem nimic și nicio vină. Chiar nu știu ce ar putea să găsească Dumnezeu la noi atât de drepți că suntem noi. De aceea păstorilor, de aceea conducătorilor lumii acesteia, Dumnezeu spune în seara aceasta, chiar și mie și ține spune, ascultați cuvântul lui Dumnezeu, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că oile mele, și eu aș vrea să spun pentru că oamenii au ajuns de jaf și sunt prada tuturor prorocilor mincinoși, sunt prada tuturor păcatelor, din lipsă că voi nu ați păstorit, din lipsă că nu le-ați dat hrană la timp, pentru că păstorii nu au nicio grijă de oile mele, ci se pășteau numai pe ei înșiși și nu pășteau oile lui Dumnezeu. Groaznic, dragii mei, groaznic să auzi ce spune Dumnezeu și spune pentru că păstorii mei, pentru că cei care i-am pus, eu nu mă refer aici doar la o biserică, și mă refer la toate bisericile care ei se cred păstorii lui Dumnezeu, care ei cred că au în stăpânire turma lui Dumnezeu ca să o ducă către cerul și către mântuire, dar ei nu fac nimic. Și atunci ce va face Dumnezeu? De aceea păstorilor ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu.
Iată, am năcați pe păstori, îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-mi pască oile și nu se vor mai paște nici pe ei înșiși, căci îmi voi izbăvi oile din gura lor și nu le vor mai sluji ca hrană. Auziți, dragii mei, Dumnezeu, pe cel ce va fi credincios, îl va lua din mâinile păstorilor și nu păstori omenești îl va mai păstori în timpurile acestea pe oameni. Și de aceea bisericile sunt închise, de aceea păstorii bisericilor rămân fără salarii, de aceea oamenii nu-și mai dau darurile și zecimile rânduite de Dumnezeu, fiindcă păstorii au făcut. De aceea lumea aceasta sărăcește și oamenii bogați care au suprit pe cei săraci, Dumnezeu îi trage, Dumnezeu le ia tot și Dumnezeu îi scoate din gura lor ca ei să nu mai fie hrană pentru ei și ei singuri se vor tângui de necazul acesta, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată mă voi îngriji eu de oile mele și le voi cerceta, Dumnezeu se va îngriji de tine și Dumnezeu se va îngriji de mine, în timp ce îndurarea aceasta care este oferită, îndurarea sa este oferită cu chemări, dragii mei, la pocăință. Acest cont rămâne deschis înaintea lui Dumnezeu. Dar când cifrele acestea ating o anumită sumă pe care Dumnezeu a fixat-o, lucrarea mâniei lui Dumnezeu începe. V-am citit aceste texte ca să înțelegem de ce Dumnezeu se manifestă în felul acesta. Nu că Dumnezeu are un pic de iubire și se termină și după aceea intră în răutate sau nu mai are, nu știu, nu, dragii mei, în contextul păcatului, Dumnezeu va face o lucrare ciudată, care este diferit de lucrarea lui Dumnezeu și de caracterul Dumnezeu. El n-a mai făcut-o niciodată și după ce va face lucrul acesta, nu va mai face niciodată. De aceea spune că în timp ce îndurarea lui Dumnezeu este oferită, cu chemări la pocăință, acest cont deschis rămâne pentru mine și pentru tine. Dar dacă cifrele acestea ale păcatului ating o anumită sumă pe care Dumnezeu a făcut-o și pe care a fixat-o cu păcatul și cu cei mântuiți, lucrarea mântuirii lui Dumnezeu, mâniei lui Dumnezeu va începe și Dumnezeu va trebui să facă această lucrare. Contul se va deschide, răbdarea divină va înceta, nu va mai exista pledarea harului în favoarea lor. Deci, dragii mei, contul nu se va mai deschide, răbdarea divină va înceta, fiindcă contul acesta lui Dumnezeu se va închide și nu va mai exista pledare harului în favoarea nimănui, nimănui. Când cifrele acestea acumulate în cărțile din ceruri, ele vor marca suma completă a păcătuirii, mânia lui Dumnezeu va veni peste noi. Și atunci ea va veni neamestecată cu milă, nu va mai fi. Fiindcă acum tot ce face Dumnezeu este cu milă, ca să-L vedem pe Dumnezeu și mila lui Dumnezeu. Și atunci se va vedea ce lucru teribil este să epuizezi răbdarea divină. Noi credem că nu e adevărat. Este o minciună. Este o minciună. Dumnezeu e răbdător și iubitor până îl vom călca noi în picioare pe Dumnezeu și vom face tot ce vrem. Această criză care va fi atinsă când națiunile se vor uni să anuleze legea lui Dumnezeu, ea atunci va fi atinsă, dragii mei, criza aceasta care va epuiza răbdarea divină a lui Dumnezeu. Dumnezeu le îngăduie oamenilor un timp de probă. Ia auziți ce face Dumnezeu. Dar este un punct dincolo de care răbdarea aceasta divină a lui Dumnezeu nu mai poate merge. Iar judecățile lui Dumnezeu trebuie să urmeze cu siguranță, ele vor veni. Fiindcă Dumnezeu tolerează multă vreme pe oameni, cetăți, națiuni și popoare, dând avertizări pline de milă pentru a-i salva din mânia divină. Dumnezeu tolerează multă vreme și dă avertizări și ție și mie, și bisericii tale și bisericii mele, și familiei tale și familiei mele, și copiilor tăi
și copilului meu, și soției tale, și soției mele, și soțului tău, și invers. Dragii mei, să avem mare grijă, fiindcă Dumnezeu tolerează mult timp, dar vine o vreme când rugămințile pentru milă, ele nu vor mai fi ascultate de Dumnezeu și elemente răzvrătite care continuă să lepede lumina adevărului pe care Dumnezeu ne-a pus-o, vor fi spulberate din milă pentru ei și pentru aceia care astfel ar fi influențați prin exemplul lor. Deci vedeți dumneavoastră că Dumnezeu îi se epuizează și are limită la milă, dar vine momentul când Dumnezeu tot din milă face ca să se termine acest lucru, fiindcă și ei și cei care vor fi influențați din exemplul lor, va trebui Dumnezeu să pună capăt acestor lucruri. Cu o precizie fără greș, cel infinit, Tatăl nostru, Dumnezeul nostru din ceruri, încă are o judecată cu popoarele acestea și cu fiecare dintre noi. În timp ce mila lui Dumnezeu este oferită, cu chemări la pocăință, această judecată rămâne deschisă pentru mine și pentru tine. Dar atunci când noi, ca oameni, atingem un nivel stabilit de Dumnezeu, începe lucrarea mâniei lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu nu mai poate să continue în felul acesta. Domnul este care ne asigură toate aceste lucruri. Fiecare secol de imoralitate a acumulat în fiecare perioadă și acumulează pedeapsă pentru ziua mâniei pe care Dumnezeu o aduce. Iar când vine ziua și când cupa nelegiuirii lui Dumnezeu este plină, Dumnezeu își va face această lucrare neobișnuită, dragii mei, neobișnuită. Când răbdarea divină se va termina, vor avea loc lucruri îngrozitoare, deoarece mânia lui Dumnezeu va veni atât de teribil și de puternic, încât este prezentată ca fiind neamestecată cu milă, și atunci întreg pământul acesta va fi pustit, fără nicio îndoială. Noi în aceste timpuri trăim în timpul descris, în aceste rânduri pe care Dumnezeu ni le așează în față. Dacă noi primim cu ușurătate îndemnurile Duhului Sfânt, ne primejduim salvarea noastră veșnică și pe celor din jurul nostru. Să nu abuzăm, iubiții mei, de răbdarea lui Dumnezeu. Să nu abuzăm de iubirea și bunătatea lui Dumnezeu. Să nu abuzăm de așteptarea lui Dumnezeu. Iubiții mei, iubiți frați și surori, iubiți ascultători și ascultătoare, căutați ca poruncile lui Dumnezeu și mărturia Domnului nostru Iisus Hristos să fie continuă în ființele voastre și ființele noastre, pentru ca astfel cugetele și grijile lumești să fie date afară din viața noastră și să-L percepem pe Dumnezeu un întreg, unde este milă și dreptate, unde este așteptare, dar și răzbunare, nu contra omului și contra păcatului, dar răzbunarea contra păcatului îl va atinge pe orice om de pe pământul acesta care ne ascultă de Dumnezeu. Cugetați la ele când vă culcați, cugetați la ele când vă sculați, trăiți și lucrați în totul, cu totul, în vederea Fiului lui Dumnezeu, în vederea Fiului omului care să vină pe norii cerului. Trăiți pentru aceasta, fiindcă timpul sigilării este foarte scurt și se termină foarte repede. Acum este timpul, acum este vremea ca să ne trezim. În vreme ce acești patru îngeri încă mai țin cele patru vânturi, acum să facem singura chemare și alegerea noastră înaintea lui Dumnezeu. Acum, dragii mei, v-am adus aceste lucruri ca să știți că și prorocii mincinoși spun că Dumnezeu nu pedepsește. Prorocii mincinoși spun că Dumnezeu nu va aduce pedeapsă. Prorocii mincinoși spun că Dumnezeu este un tiran și îl separă pe Dumnezeu. Sunt două feluri de proroci mincinoși.
Unii care îl acuză pe Dumnezeu de tiranie, alții îl fac pe Dumnezeu un Dumnezeu de nimic. Este un Dumnezeu atât de bun. Aveam un om aici la noi în sat, căci nu vreau la adresa lui Dumnezeu să aduc lucrul acesta, aveam un om în sat care era foarte bun, dragii mei. Dar din bunătatea lui pe care o avea atât de mare, oamenii îl numeau și își băteau joc de el și îi spuneau că este papă lapte. Într-o bună zi omul acesta din papă lapte a spus că el nu poate să meargă în continuare cu bunătatea aceasta, fiindcă din cauza bunătății, fiindcă oamenii o desprețuiesc, fiindcă oamenii o nesocotesc, ajung să-l bajocorească, se poartă urât cu el. Și într-o zi, când el a căutat să-și impună lucrurile și a vorbit cu asprime, nu că iura pe oameni sau avea ceva cu ei, dar vroia să-și caute respectul de sine înaintea celor care căutau să-l desconsidere. Oamenii zice, a nebunit nebunul și a pierdut mințile dintre atâta bunătate, a ajuns un nenorocit și nu știu cum. Și oamenii n-au văzut ceea ce trebuie să vadă. Același lucru îl considerăm pe Dumnezeu, ca și oamenii aceștia, ca și când ar fi un papă lapte, ca și când ar fi un Dumnezeu de nimic, ca și când Dumnezeul acesta poate să facă orice, că El nu are nimic cu nimeni și El nu va pedepsi și nu va face cu nimeni, fiindcă Dumnezeu e iubire și este dragoste și El nu va judeca și nu va pedepsi pe nimeni. Dumnezeu e dragoste, să rămână clar în mintea noastră și să promovăm dragostea și iubirea lui Dumnezeu, dar fără judecată și dreptate. Nu există Dumnezeu. Și să știți, dragii mei, că-și prorocii aceștia mincinoși vă depart de Dumnezeu ca să ieșiți din timpul stabilit de Dumnezeu, când dragostea lui Dumnezeu, răbdarea, bunătatea, iubirea, judecata, pregătirea, chemarea lui Dumnezeu să iese din timpul stabilit de Dumnezeu până când va avea un sfârșit. Și în momentul acela ne vom confrunta cu ceea ce n-am vrea niciunul dintre noi să ne confruntăm vreodată. Dragii mei, dacă vreți să fim mântuiți, luați-L pe Dumnezeu drept Dumnezeu. Dacă vreți să fiți mântuiți, acceptați, cum spunea Iov la un moment dat, cum primim binele, oare să nu primim și răul? Fiindcă noi nu știm și nu percepem de ce Dumnezeu îngăduie răul și de ce ne dă și binele. Fiindcă Dumnezeu la un moment dat îi spune poporului Israel, v-am dat și bine ca să vă încerc, v-am dat bogăție, v-am adus și pedepse ca să vă încerc. N-ați vrut nici când v-am cântat de bucurie, n-ați vrut nici când v-am cântat de jale, n-ați vrut de nicio culoare. Păi atunci ce pot să mai fac cu voi? Ne spune Dumnezeu nou astăzi. Dacă vrei să fii mântuit, ia-L pe Dumnezeu așa cum este El. Nu rupe în două. Privește ambele părți ale lui Dumnezeu care formează un întreg. Căci Dumnezeu este dragoste, bunătate, dreptate, milă și mântuirea tuturor ce îl iubesc și vor să asculte de glasul Său. Dragii mei, vă doresc noapte bună tuturor!